Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou video din FS19. Este pe mapa Risiovice, ceva de genul. Astăzi vom face ceva schimbări pe la fermă. Am acest plug după John Deere cu 4 cormene, reversibil. Dar la magazin am altul și mai bun pentru acest John Deere. Așa că o să mă duc cu acest plug. O să iau și Zetorul. Adică ursul, mă scuzați, cu discul, să mă duc să iau și semănătoarea. Pentru că, da, mi-au venit utilaje noi, nouțe, și vreau să aranjez un pic ferma. Ferma mai până așa. Și după 1.000 de și acolo avem și un tractor nou, desigur. Oricum, acest John Deere nu o să-l vând, să-l păstrez pentru plug. Mai am un plug mic în bază, un Regent. Dar noul plug care am luat pentru John Deere este acesta, cu 5 cormene, reversibil. Avem și un NMT-PA. Pe genul DMT-4A, un cultivator, un Landini 180 Legend TDI, iar o semătoare Polanin 2 MT. Așa că aici a porumb. Da. Hai să vând eu plugul, care iau 17.597 de euro pe el, îl vând, da, ok. Așa. Bun, hai să cuplăm noul plug ușor la tractor. Oh, oh. Și acum noul va fi foarte ușor să cuplăm cu noul plug. Am trebuit să iau și Landini, ca să nu-l facem un drum, după să vin cu Zetorul, cu ursul, să mă spuneați, și o să vând acel cultivator. Eu mai am un cultivator după Universal. Am ce șmechire asta. Am luat pe culoarea tractorului. Acum sper să fie tractoare de ajuns, încât să putem lucra foarte eficient. Dar și o poză. Iar Landini îl voi pune să meargă după John Deere până la fermă. Așa, bun. Și o să vinim cu ursusul, să vindem cultivatorul după John Deere, după ursus, ca să băgăm, și sincer chiar ar vinde o mașină care o mai am, pentru că am un Logan și două mașini, un Lamborghini și un Audi RS8, R8, mă scuzați, R8. Da. Și vreau să... Ia mișto. Da. Boss, stai un pic. Și dacă stai să vedem cum... Da, stai mă un pic, să pun și în curtea cealaltă. Așa, dacă... Le lăsăm așa pe toate... Le provoacă lag și nu vreau. Se pare că în ferma care am deja s-au înmulțit foarte multe tractoare. Bine, nu am chiar multe, am ăsta în Fiat-ul. Hai să băgăm la mine aici. Și în curtea cealaltă, în curtea asta, deci lângă noi. Ca să nu mai fie chiar în grămădeală și o să fie fiecare tractor cu
atribuțiile lui. Adică Landini o să meargă cu acest disc. Așa, bun. Hai să vedem. Îl băgăm și John Dersul acolo în portă cealaltă, că nu vreau să-l las pe Andrew Lodeala multă. Pentru că vreau să mai arge și ferma din când în când și îmi mai trebuie o combină să aduc. Dar una chiar micuță, ba nu, două, să iau două combine pentru că avem pe un teren porumb și iar pe celălalt grâu. Vedem cum aranjăm mai frumos. Cum să ducăm aici? Aici lăsăm universal aici. Hai să luăm ursusul. Ca să ducem și sămătoarea. Și dacă tot iau și ursul, și o să vând și o sămătoare. O vând pe cea care o am în cuță. Și oricum o să meargă ursusul cu cea de păioase, sămătoarea de păioase și fiatul cu porumb, cu sipăcă 4. Dar până la urmă hai să vindem și sămătoarea noastră asta micuță, că are 3 metri, iar cea care am luat acum are undeva la 6 metri, deci cu 3 metri mai mult decât cea veche. Și cum avem un cultivator acolo, două cultivatoare, nu mai rămâne să luăm și pe al treilea. Adică un iacut. Bine, nu l-am folosit pe asta un iacut. Dar ușor avansăm și noi cu ferma. Avem doar ceva ore pe mapa asta, așa că au trebuit încă dă cu... Așa. Poate în locul la John Deere o să vină un nou tractor, cine știe, vedem. Dar mai întâi vreau să mai lucrez ceva cu... Vreau să mai lucrez ceva cu John Deere-ul până o să-l vindem. Să nu vreau să intre deloc aici. Dar bine că avem modul cu mână. Da, la fel vine direct, că oricum... 25.100 de euro, e bine. Și acum hai să luăm noua noastră semănătoare. Da, să-mi întoarcem un pic, că... Așa, da. Facem prost. Dacă era bine. Așa, bun, gata, am așteptat o cât de cât. Și asta va fi noua noastră semănătoare, fraților. Pentru cât timp o să mai jucăm clasic. Da, hai că am făcut treabă. Și cred că o să vând și un... O să vând și o mașină, da? Nu știu ce mașină o să vând deocamdată. Eu mă gândeam să vând Lamborghini-ul. Știu că așa o să facem, o să vindem Lamborghini-ul. Și acum am văzut că de clipurile pe mapa aceasta vă plăcut foarte mult și chiar apreciez treaba asta, pentru că vă place ceea ce fac pe mapa asta. Modurile le am de pe diferite pagini de moduri, dar cred că o să le aveți în toate astea în descriere, deci... Așa, o parcăm aici. Landini. Belarusul o să-l țin pentru regent. Și acum hai să... Auzi. Hai să mai primim să-l pe Lamborghini și vreau să-l vindem. Bă, da, Loganul meu pe unde? Hai să-l vindem din meniu, că nu mai stau să mă duc mai să-l vând. Lamborghini, 340.000 de euro. Și acum avem decât una, două, aromul este pentru transport de semințe, fertilizator și toate celelalte. Și aia e.
Ah.